vreau să povestesc că a fost la ședință și nu n-am fost la ședință cu, adică singur cu Pahil, am dat pe noi judecată că vreau 200 milioane la noi. Cum s-a fabricat dosarul pe un penal? La o cerere lui Pahil, făcută de 27 mai 2009, cu 13 zile până a fi condamnată de judecată, eu consider că este un păcat în instanță acolo cu judecătorii că mi-i spă condamne. Niște motive. O scris o cerere la Procuratura Jkanovka, o scris o cerere, și persoana Alena Miron mă condamnă la 7 ani de pușcărie și 59.000 de lei, punând ca probă, Alena Miron, punând ca probă, o recepție privată de Ion Pahilă, prin care se confirmă că acesta a împrumutat suma de 5.000 dolari de la Botnarul Ghinadie. Adică Fișorul ei împrumută 5.000 dolari la Botnarul Ghinadie și el nu îl pune în pușcării pe Fișorul ei, dar mă pune pe mine în pușcării, înțelegi? Ea ca și fabricare de dosare. Face Alena Miron. A doua instanță, văzut că așa sunt niște aberații, a doua instanță, Milinteanu, Gurin și cu Iorgov, ce fac ei? Mințin 7 ani de pușcărie și uite ce fac ei. Casează parțial sentința judecătorului Jkan la trocivile. Adică casează 59.000 de lei. Da. Și lasă numai 5.000 de lei. Înțelegi? Da. Dacă după două instanțe eu trebuie să plătesc pachetul 5.000 de lei. Și faci curtea supremă justiției. Am scris recurs numai eu, advocatul meu Rotaru și un advocat Procopie Zaharie. Dar acela nici nu știa chitarea mea, acela era... Acela era de stat? Nu, acela era cu dânșa, îi cumpăra dânșa. Era cumpărat dânșa, din și conserente. Că cum clientul tău să nu cere chitare, dosarul fabricat. Ei, dă-l în pare într-o parte. Și faci Curtea Supremă Justiție. Curtea Supremă Justiție casează prima instanță și eu a spus și a doua instanță și eu a spus. De da. Casează total. Rejudică cauza și pronunță nouă hotărâre. Dar poate Curtea Supremă să rejudică? Fac, dar curtea ce vrea face? Este Curtea Supremă. Așa. Curtea Supremă. Și prevederile din articolul 96 din escrocherie sunt din 190 escrocherie, în 196 este dilapidarea. Este alt articol care nu privește restul. Eu am fost arestat. Curtea da, un an este închis. Așa ilegal așa închis. Și face, după ce s-a pronunțat dispozitivul pe 15 ianuarie, peste 4 săptămâni, Curtea Supremă de Justiție vine cu hotărârea modifică, motivată, modifică, ia că ți-o arăt. Ia că ți-o arăt, modifică. Și băi și anătoși, ia că-i modifică. Nu casează total. Ia că vezi, dispozitivul scris, casează total primele două hotărâri. Dar cere motivată? Casează numai în partea penală, adică s-a casat numai jumătate. S-a casat. Înțelegi? Și ce înseamnă asta? Casați numai în partea penală, astea eu trebuie să plătesc ei numai 5.000 de lei. Dacă civil rămâne după curtea de apel, 5.000 de lei. Și fac am ei un executor, jucătoresc Nicolae Vasian, Pahilă se duce la concertare penală, a jucătorii Jkanovka, și sustrage, adică cum? Cere titlul executoriu. Adică tipurile, nu el sus Pahilă. Și aceia cap tipurile din greșeală, titlul executoriu care sunt nule, care sunt nule, el eliberată li fata aceea din cancelare penală. Chipurile din neatenție în colegă și, dar uite ce spune lui executorul judecător și spune codul executare? Articolul 13.4, eu vreau să-l filmez aici. În cazul modificării hotărârii, la mine hotărârea a fost modificată, da. Instanța eliberează un nou titlu executoriu în corespunzi cu dispozitivul modificat. Un nou titlu, titlu executoriu emis în temeia unei hotărâri casate, la mine hotărârea a fost casată. Și s-au modificat, a fost și modificată. Se restituie instanța emitenței pe anulare. Da, abratna și fac un titlu nou. Dar de-am nu vor să facă, așa, nu vreau să facă înapoi și să dă ei, zice, că Curtea de Apel a casat 59.000 de lei. Le-au casat ele. Și de-am n-a să facă Miron, Alion Miron, n-a să mai falsifici încă în titlul istoriei de 59.000 de lei. Înțelegi? Și le-au implementat titlul istoriei ilegale și nu faci nici că... Și te-au pus să plătești ăștia 59.000 de lei. Nu, 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 spus și face el. Nicolae Vasian, de la Cicani, și face. Pentru că de lui, transmite un bun de 10.000 de euro, transmite lui Pahilă în proprietate. Înțelegi? Și Pahilă scrie o cerere, dacă scrie o cerere, Pahilă, scrie către executorul Vasian, rog să-mi transmiteți garajul boxa, 25 metri pătrați, toată, total e 62 de metri pătrați, total 64 metri pătrați, la prețul inițial, stabilit la ultima licitație, în contul achitării, dotării, confort hotărârii Curții de Apel, nu știu ce, din 26 iunie 2012. Curtea de Apel 2012 o casat 59 la 5. Înțelegi? Încurcat treaba. Nu încurcat treaba, dacă prima instanță a dat 59.000 de lei prejudiciu, a doua a casat 59 și a lăsat numai 5. Dar ei ce fac? Ei iese mă două titluri,
Le-a livrat ilegal și se duce la Vasian, Vasian face un, o licitație și îmi vinde garajul, adică vrea să vând garaj, nu spune să vând garaj și de transmite lui la cerul. Păi, transmite garajul meu ilegal, transmite ei. Înțelegi? Și amoi ea vor să mă evacuez din garajul meu propriu, și cum și vreau mai milioane la mine vreau o jumătate de milion. Dar de ce nu ceri anularea? Am și anularea instanțelor, în fond, și anularea instanțelor de judecată, titlul de sigistorie și nu le anulează. Oho. Da, și la consiliul meu statutul am adresat. Și am adresat și să dăm prin la primul ministru. Executorilor trebuie. Și la Ministerul Justiției au făcut o chipurile la cererile mea. Ministerul Justiției s-a autosizat și au făcut acolo o, au făcut o ceva disciplinar. O comisie, și, o comisie disciplinară și nu nici nu l-am dat. Și chitat legal, zici? Cum așa ceva? Și star stat de bandiță și cum? Cum așa? E stat de bandiță, zic. Dacă clar îi spune lui Victor Stefasian, e clar îi spune. Îi se spune. Mata. Este smătat sau avocat? Este spus că, da, fiindcă cerile... Titlul acela nu-i valabil. Amândouă nu-s valabile. Amândouă nu-s valabile. Și... Aici este ea. Ia că i-am scris o cerere, o titlul judecătorului emis în temeiul unei hotărâri casate, la mine hotărârile au fost casate și modificate, se restituie instanța penitenței penale. Ei nu vor să restituie, ce? Că de-am Alena Miron, n-a să mai facă 59 de mii de lei, el să facă numai la 5.000 de lei. Eu sunt obligat să plătesc 5.000 de lei, dar nu 59. Și am scris o cerere lui, dă fiecare lună să plătesc 500 de lei, el nu, ci că dă 59 și eu primul ce bani se întoarcă, spune Vasian. El ce bani primul se întoarcă. Înțelegi că ce că el e legat cu, știi, e legat cu, vezi că e legat cu tot ce primul nostru legat. Sau poate e agramat și nu știu. Nu, de executare. Nu agramat. Nu, nu, el a fost polițist. Era bun, cum poți demonstra că și avocatul și ăla te-a vândut și că ăsta. Nu, dacă avocatul nu șere, dacă avocatul Zaharie Procopie nu șere, înseamnă automat că e vândut. Poate că e prost? A pe asta zic și executorul tot poate e prost. Poate e prost. Poate e prost.